O copilărie normală, uzuală, așa cum au toți copiii crescuți pe înainte de 1989. Un copil crescut cu cheia de gât, cu stat la coadă, la ouă și la salam. Dar o copilărie fericită, o copilărie simplă, dar foarte fericită. N-am evenimente majore care să-mi fie marcat copilăria într-un fel sau altul. Aș zice că e o copilărie simplă și fericită. Am făcut facultatea de jurnalism la Sibiu, am terminat în 2002. 10 ani înainte să plec din România, am lucrat la Radio România Actualități, am fost reporter la matinal, am fost parte din echipa fondatoare a revistei Cariere la București, am fost redactor șef la revista Eva, după care am încheiat un deceniu de jurnalism și am schimbat țara. Dragostea m-a făcut și să plec din țară și să renunț la meserie. M-am mutat la Londra, în Marea Britanie, că acolo mi-am găsit dragostea. Din păcate, pentru că nu vorbeam nativ, că nu eram nativ englez, nu am putut practica meseria de jurnalist așa cum aș fi vrut eu și atunci a trebuit să mă reorientez și în ce altă meserie aș fi putut să-mi folosesc abilitățile de comunicare mai bine decât în recrutare. Și așa a început, de fapt, acum 15 ani, cariera mea în recrutarea medicală. Probabil că printre cele mai interesante proiecte la care am lucrat la nivel profesional este cel la care lucrez acum. Este un parteneriat între guvernul britanic, guvernul nigerian, Departamentul de Comerț Exterior al Marii Britanii și un spital din Londra, King's College Hospital, care are o vechime de 200 de ani. Proiectul constă în exportarea de expertiză clinică în Emiratele Arabe Unite, în Africa și în alte destinații. Proiectul cel mai recent și ăsta la care lucrez acum. Construim un spital cu expertiză britanică, se numește Centrul African de Excelență Medicală, se va afla în Abuja, în Nigeria. Proiecte similare am făcut și în Dubai, în Jeddah, în Arabia Saudită. Acum ăsta este de cea mai mare anvergură. Este un proiect cu o investiție de 850 de milioane de dolari. Trebuie să aducem oamenii cei mai buni pe care îi găsim în lume și să îi plasăm să lucreze în spitalul ăsta și nu oricum. E un proiect care încearcă să oprească fenomenul pe care englezii îl numesc brain drain, ceea ce s-a întâmplat și României cu cadrele medicale. Am devenit mentor în carieră la la Universitatea Westminster, unde te trainuiesc înainte ca să devii mentor și ei și aleg oameni din domenii variate și din cariere variate și îi aduc să lucreze cu studenții, să le ghideze pașii înspre anume carieră. Probabil că dacă m-aș întoarce undeva în România, m-aș întoarce în Sibiu, asta cu siguranță. Nu vreau să zic acum nici da, nici nu. Iubesc tot ceea ce înseamnă. Dar am o familie acum în Anglia și e un pic mai complicat, dar nu zic niciodată nu. Și sufletul tot acasă îți rămâne.